în pagina web softedu-magazin.ro, curs design interior, amenajări interioare și randare, am ilustrat crearea automată a unor piese de mobilier pentru bucătărie și acesta va fi subiectul acestui scurt curs. Aceste cabinete pentru bucătărie se pot realiza automat mergând la scriptspot.com/kitchen-cabinet-creator. Acesta este scriptul pe care îl vom descărca derulând pagina Kitchen Cabinet Creator MSE. Descărcăm acest fișier și îl copiem pe calea C Program Files Autodesk 3D Max versiunea 2020-2022/scripts. De această dată nu îl copiem în macro, ci în script. Aici am copiat scriptul care reprezintă subiectul unui videoclip anterior, care era unor fracturi în obiecte în vederea animării unei explozii și iată Kitchen Cabinet Creator MSE. Comutând la 3D Studio Max, calea de a accesa acest script este alta pentru că l-am copiat pe altă cale din Scripting, Run Script și avem Kitchen Cabinet Creator. Clic pe acest fișier MSE și panoul de Cabinet Creator care apare este extrem de complex. Putem selecta tipul mobilierului de bucătărie pentru perete, pentru podea sau pentru ambele, both. Putem selecta chiuvetă, dacă dorim chiuvetă și ce tip de chiuvetă, rotundă sau scoar, pătrată, mânere, tipul de mânere scoar sau round, rotundă și numărul de cabinete 4. Acum fiecare din aceste categorii are propriul său panou de setări, floor units, unitățile de mobilier pentru podea. Avem dimensiunea în weight, height și depth. Valorile prestabilite sunt de regulă cele care se și folosesc. Câte cabinete pentru podea, how many cabinet units, 4, iar acum s-au animat toate cele 4 panouri referitoare la cele 4 cabinete. Dacă setăm 2 cabinete, vom avea doar 2 coloane animate, rămânem la 4, derulăm wall units, unitățile de mobilier de pe perete, clic și pentru ele 4, 1, 2, 3, 4 și repet, putem particulariza toți acești parametri, full doors sau glass door, putem avea 2 glass door în extremități și full door în mijloc. Pentru floor unit avem open doors, uși sau sertare. Putem seta doors la cele două extreme și drawers, sertare, la cele două unități interioare. Clic pe Create All. Putem închide panoul de cabinet Creator și iată piesa de mobilier generată automat cu acest script. Automatizarea pe care scriptul o oferă este extrem de eficientă, el este versatil în sensul că fiecare piesă poate fi selectată separat și deplasată dacă avem nevoie de acest lucru. Avem un blat de bucătărie, worktop, avem un număr diferit de chiuvete și o formă rotundă a acestora și în fine, oricare din piesele de mobilier numite cabinet în script poate fi convertită către editable poly.